Bine ați venit la știri necenzurate din întreaga lume. Ne confruntăm actual cu manipularea ființei umane ca și mașinărie de ucidere prin intermediul drogurilor. Ex-rebelul de 27 de ani, Yusuf Nahamia, relatează într-un interviu cu Russia Today despre activitățile sale în FSA, Armata Liberă Siriană, în apropiere de Hama. Angajat prin șeicul Alman al-Halid, a început să lupte pentru bani, pentru salvarea patriei, sub influența puternică a drogurilor, care sunt date regulat tuturor luptătorilor rebeli, a fost în stare să violeze o femeie și să ia parte la unele crime brutale. Nahamia a declarat cuvânt cu cuvânt: când am plecat la operațiune, am primit diferite tablete. După cum mi s-a spus, pentru liniștirea nervilor, pentru curaj și pentru a nu avea frică. Și chiar e adevărat. Le înghiți și ești în stare să mergi și să împuști întreaga lume. Acum doresc să uit. Într-o zi a fost contactat de Uniunea Tineretului din Siria, care i-a propus să iasă din rețeaua rebelilor. Încetul cu încetul am început să mă gândesc la cele ce mi-au spus, declară protagonistul. Președintele a promis că toți cei care nu au ucis și nu au făcut acte de teroare, în cazul în care regretă și predau de bunăvoie armele, vor fi grațiați. Noi am predat armele și în interval de 24 de ore ne-au fost șterse numele de pe lista de urmărire. Astăzi mă simt ca și născut din nou. Urmez o terapie antidrog, relatează Yusuf Nahamia. Teroriștii manipulați cu droguri și cu bani sunt recunoscuți de guvernele noastre din Occident ca opoziția, cu care dorește să se pornească reconstruirea Siriei, distrusă chiar de ei. Opriți împreună cu noi această nebunie!